fost jenant când vezi că îi se cere și unui cositor de iarbă pe care l-a angajat să cunoască limba maghiară. Am avut o situație paradoxală cu cineva care voia să se angajeze la gardieni. S-a desființat gardiene și mi-a venit și mi-a spus, zice, domnul primar, am înțeles, s-a desființat posturile. Nu mă doare că mi s-a cerut să știu limba maghiară la angajare, ci mă doare altceva. S-au angajat maghiari care nu știu deloc românește. Românilor din Doboi le-a fost impusă forțat o nouă identitate și, din păcate, nu au putut sau nu au mai vrut să se apere. Dar cel mai grav este că au fost singuri și că au rămas singuri. Singuri cu biserica lor crăpată, pe care speră să o salveze pentru a se salva pe ei înșiși. Din păcate, Doboiul nu este deloc un caz izolat în Harghita, ci doar un exemplu. Un exemplu pe care politicienii de ieri și de azi ai României nu au avut timp să-l observe. Sunt prea grăbiți ca să se împiedice în amănunte. Nu vedeți că ardem în jur? Nu vedeți că ne ducem de râpă? Vreți să îngropăm noi cu mâinile noastre țara? Nu ne-au îngropat străinii destul? Vreți să ne îngropăm noi unii pe alții? Actuala clasă politică a trădat interesul românilor de aici? În mod cert. În mod cert. Nu. Pentru lumea, nu pentru absolut, nu absolutizez, nu toți deputații și parlamentari și oamenii politici gândesc la fel, însă pentru marea majoritate a lumii politice românești, noi nu existăm, pentru că nu putem cotiza prea mult pentru alegerile care se fac ritmic din 4 în 4 ani. De ce credeți că politicienii români nu ajung în Harghita și în Covasna? Nu știu, probabil această motivație, dar știu că ajung de obicei numai pe la vânătoare. Sau poate ajung în campaniile electorale. Mă simt trădat de România mea de astăzi. Și mulți români se simt trădați de lucrul acesta. Știți din ce cauză? Pentru că prea puțini din cei de sus, care ar trebui să supravegheze sau să vegheze la liniștea noastră și la mândria noastră, mai au în ei, cred că, acest instinct. S-au animalizat, s-au industrializat, s-au robotizat doar în niște scopuri clare economice. Și vă spun un lucru, sunt mândru că sunt independent și că sunt tânăr și n-am făcut politică niciodată, pentru că va veni un moment când toți acești politicieni care ne-au uitat se vor simți mai rușinați și nu vor mai trebui să apară pe scena asta a realității publice. Nu credeți că e prea mic prețul unor voturi comparativ cu uitarea celor care trăiesc aici? Nu. Dumneavoastră credeți că valoarea mai este recunoscută astăzi? Astăzi este recunoscută non-valoarea, adică lumea politică recunoaște, știe ce înseamnă spațiul românesc, știe generația de astăzi câte mureșuri și olturi de sânge au brăzdat Carpații pe aceste trecători de aici din munte, ca această Românie să fie rotundă, întreagă, nu se mai știe și chiar există o gândire, chipurile europeană, modernă, de a studia istoria, nemai privind înapoi, ci privind nici în noi, ci privind către nicăieri. Din nefericire, povestea aceasta nu este o ficțiune. Este reală și ne va urmări tot restul istoriei noastre. Este povestea ultimilor români din Harghita.
cerne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință, seamănând